A fost odată un sărman tăietor de lemne care trăia într-o sărăcie lucie. Lu, Cătilutie. adică foarte, foarte sărac. Nu avea nimic, nimic. Locu... Mamă, trebuie să Imediat așteaptă. Locuia într-o căsuță în mijlocul pădurii împreună cu copiii lui Hansel și Gretel. Cine e Gretel? da. Cine era Gretel? Fetița care băiețelul. Hansel. Înțelegi, fetița? Gretel e băiețelul. Ok, dacă așa vrei tu. Nu. Cea de-a doua lui soție se Tu purta. vrei. Eu vreau așa? Da. Ok, cea de-a doua lui soție se purta foarte urât cu cei doi copii și îi spunea neîncetat soțului ei: în casa asta sunt prea multe guri de hrănit. Ar trebui să scăpăm de mucoșii ăștia. Cum le spunea mama la copii? Ce înseamnă mucoș? Cu muci la nas? Dar ce înseamnă mucoș? Nu Lui, știi. lui. Asta e lui. Mucoș cu muci la nas. Ai face bine să-i lași undeva departe de casă, ca să nu mai găsească drumul de întoarcere. Era mămică bună asta? Nu. Nu. Bietul om a bătut și chinuit de remușcări, nu știa ce să facă. Am urât-o pe Ansel. Nu. Adică pe Gretel. Nu, mama. Hansel, care auzise într-o seară pe mama lor vitregă, vorbind astfel, își liniști surioara: nu-ți face griji, o să găsim noi drumul spre casă, dacă ne lasă singuri în pădure. Apoi ieși pe furiș din colibă, își umplu buzunarele cu pietricele albe, intră la loc și se culcă. Este miercuri dimineața și mă îndrept spre... am o programare la doctor, acea programare anuală unde mergem și verifică inimioara la baby. Și cam atâta, mergem acum, mergem. Merg eu singură, mici acasă cu copiii. Merg eu singură pentru că Zion încă doarme și Joshua vrea să vopsească cu Mircea astăzi. Așa că m-am gândit să vă iau cu mine. Nu știu ce vom filma astăzi, dar vreau să vă iau cu mine în această călătorie pe care o facem astăzi. Trebuie să mă duc la baie înainte să plec, pentru că nu cred că mai ajung acasă dacă nu mă duc la baie. Burtă mare. Baby mare.
E incredibil cât e de plăcut afară, nici nu trebuie să-mi iau geaca cu mine. E destul de cald, nu e cald, dar nu-i frig tare. Și mi-a schimbat telefonul și trebuie să învăț să mă uit în cameră, pentru că e un pic diferit și nu sunt obișnuită cu el. Și trebuie să învăț să mă uit în cameră. Dacă nu mă uit la voi direct, scuzați-mă, durează numai până mă învăț din nou cu el. Plecăm acum, tot plecăm, zic. De fapt, sunt eu și baby, da? Plec acum spre casă. Dar vreau să mă opresc înainte să-mi iau un ceva de mâncat, pentru că n-am mâncat nimic și era 11. După care merg spre casă și vreau să mă mai opresc la un magazin înainte să merg spre casă, să iau niște legume, castraveți, ceapă verde. You got a present for me? Yeah. Ia să vadă, mama. Balloon. Un balloon? Da. Sau un balun? Un balun. Un balun? Thank you so much. Dar ce faci tu acolo? Unde ai fost? Acolo la tata. Și ce ai făcut? Am făcut cu balonul ăsta. Așa ai făcut cu balonul? Da. Tata vopsește? Nu. Pune tape. Pune tip. Da. Dar vreau să-mi spui de ce ești în pantaloni scurți și nu ești în pantaloni lungi. Că tata zic că nu era în pantaloni scurți. What? One. What did you find? It's a pinball space game. Cum te doți? Cum te doți? O tragi de aici. Merge mingea. Deci construiești tu prima dată. Știi? Sau nu știu cum e cu astea și trebuie să văd instrucțiunile. Dar ce revistă e aia? E una de la Casco. Ce? I want it too! Asta e un astronaut. Asta e veche revista. Da? Ia vezi, nu scrie din ce lună e. And I want it! In November 2017. Bing! Te faci? Astronaut. Vezi, vezi cum arată un astronaut? Da. Te rog, mâncă mă, nu-mi rog, dacă vrei. Asta! Ce vrei să faci? Pentru mine iau eu. Da, deschide. Te iau, bine, iau, ok? Ok. Ai nevoie de ajutor? Nu, pădeam. Ok, să-mi spui când ești gata. Trebuie să apeși foarte tare în jos. Și după aia împărți. Ok. There you go! You did it! Ok, ia-ți 4. Stai, știi cum faci? Uite, facem așa. Cât ai în mână? Ai 3, ai 4, ia să văd. 1, 2, 3, 4. Ok, și acum numără încă, ia încă 4 pentru Manu, dar numai 4 ei, da? Numeri 4. Ia să văd cum numeri 4. Nu, ia-le. Nu, ei numai 4. Pune-le aici în cutie. Pune 4 acolo în capac. Cât ai pus în capac? Perfect! Și acum restul le punem înapoi, bine? Asta merge, stai! Alea sunt ale tale. De alea sunt tale. Nu, le punem înapoi pentru mâine. Ia-ți-le astea, ia-le și du-le la Manu.
Ce faci? Stai cu capul în jos? De cât timp stai așa? 3 zile. De 3 zile? Da. De ce așa mult? Și n-ai obosit? Nu. Hmm. Băi, mă doare capul. Un pic te doare capul. Ești funny? Ai picat ca o râmă? Zion, de unde e cartea ta de Aona? L-am luat un prezent. Ce ați văzut acolo? Hai să mergem. Un petul de plismă. Ce e ăla? Se prinde stricobecul. Dacă unii copii ori gătați, în jocul ei, da. Și tot vreau să ascult. Uite ce frumoasă e casa asta. Uh-huh. Îți place? Da. Casa asta e cea mai frumoasă de la noi de pe stradă când vine Crăciunul. Mama! Da. Ai scăpat ciocolata pe jos? It's ok. Lasă-ți de mama alta mâine, bine? De la mama șervețelul. Ok. Ți sete acum? De da. Ce scrie acolo pe datele? Acolo scrie câte zile mai sunt până la Crăciun. 7 zile. 25. Eu văd 25. Aia e Antonica. 7... Nu știu ce înseamnă 7, 40. 40 ore? Nu, n-are cum. 40 minute. Nu. O, da. 25 de zile, 7 ore... 40 de minute și 14 secunde. Ok. Ce ai văzut acolo? Ce e ăla? Înghite, încearcă să înghiți. Santa Claus. Santa Claus. Dar se mișcă ceva. Mhm. Those guns. Ce e acolo? Hai să mergem că târziem. Come on, guys. Dă mânuța la mama. Joshua, nu vreau să fugi. Că dacă vine o mașină, nu o să te vadă. O suliță prin fund, adică prin picioare și după aceea mi-a mers până în cap. Oh, da, am văzut. O, nu se vede că e noapte. Dă mâna la mama. Dă mâna la mama. Hai. Și hai să mergem că ne-a lăsat după noi. Când suntem în clas, îi dau mânuță, când suntem acolo, ok, mergem pe jos, nu pe sus, nu? Ai grijă? Ok. Cât pe ce să faci un crash? Joshua! Ala, ești tu acolo? Ți-ai făcut-o ție cu mâna? Hei, mama, ok! Ok, go! Ok, îți faci tu sign-in? Trying. Well, I'm
Zain? Mai aici la mama. Ce ai găsit acolo? Ce ai găsit acolo? Bye, Zain. Bye, Joshua. Hai. Hai pe aici, Zain. Tu vrei să mergi singur, ca și Joshua? Yeah. Ești prea micuț, mama, încă. Știi unde e clasa ta? Unde e clasa ta? Ok. Unde e clasa ta? Pe acolo? Da, hai să-ți iei cartea, că mi-e greu să le car pe toate. Uite aici, ia-ți cartea de la mama. Mama, da. Încă. Uite ce frumos s-au făcut aici. Cu hârtii albe, cum ai făcut și tu cu Manu, vezi? Steluțe. Da. Ce spui? Facem și noi acasă. Da, e germs. Aia sunt germs? Da, pe ea e germs. De unde știi? Microbi? Da. De unde știi? Știu. Uite ce frumos arată. Alea sunt niște steluțe făcute din hârtie, Zion. Ce sunt acolo? Microbi foarte mici? Ok. Vreau să-mi arăți unde e clasa ta. Nu e aici? Ok, să vedem unde-i. Ala-i nenea cu chitara? Aici e clasa ta? E sigur. Hi. Did you have a nice Thanksgiving? Yeah. Did you have mashed potatoes? They just made mashed potatoes again today. Oh. Mashed potatoes were so good on Thanksgiving. Nice. Nice. Go ahead, Zion. I'll see you later, okay? Bye. Can I have your book too, Zion? Bye, Zion. I-am lăsat pe copii la Oana și se pare că acum am realizat că miercuria am cel mai mult chef să filmez, nu știu de ce, dar parcă în ultimul timp numai miercuri am filmat. I-am lăsat pe copii la Oana și eu gâfâi, merg spre casă și... ce gălăgie! De obicei iarna venim la biserică aici cu mașina pentru că e frig, dar am simțit nevoia de mișcare acum și am venit pe jos. Ok, voi mergeți spre casă acum și probabil că o să mă bag într-o... să fac o baie fierbinte. Greu e să mergi. M-am simțit un pic cam ciudat acum după ce am venit de la doctor. În ultimele... îmi pare rău că e noapte. O să închei vlogul și o să vă spun mai multe în jurnal de sarcină ca să nu le amestecăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați vizionat și astăzi. Și ne vedem curând. Bye!